Toate evenimentele în viața Domnului Iisus au un rol important, fiecare după măsura lui. Și fiecare eviment în parte îl cauzează pe celălalt. Dacă Hristos nu s-ar fi născut, n-ar fi avut cum să ne aducă Evanghelia. Dacă nu ne-ar fi adus Evanghelia, noi eram morți tot în păcatele noastre. Dar Evanghelia nu s-a rezumat doar la o veste bună. Dumnezeu vă iubește. Super, fain. Și cu păcatele noastre cum rămâne? E, aici e secretul. Dumnezeu n-a lăsat lucrurile în aer, ci Dumnezeu a spus: ca să mă împac pe mine însumi cu mine și să vă răscumpăr pe voi, eu trebuie să-mi plătesc mie însumi plata păcatelor voastre, trimițându-l pe Fiul meu în locul vostru, ca pe voi, sau uitându-mă la voi, să vă văd pe voi fără vină. Aceasta este Evanghelia. Dumnezeu se uită la noi pentru că în sânul Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în sfatul etern, au luat această decizie. Hristos merge să moară. Dumnezeu, Duhul Sfânt, îl asistă. El se aduce pe sine însuși o jertfă unică prin Duhul Slavei și toate se întorc înapoi în Dumnezeu Tatăl. Noi ne putem întoarce acolo. Pentru că Hristos a născut, pentru că Hristos a trăit, pentru că Hristos a avut o viață exemplară, pentru că Hristos a fost pus pe cruce și a plătit în locul nostru plata păcatelor noastre, pentru că Hristos a înviat, pentru că Hristos a fost înălțat și pentru că Hristos a fost glorificat. Binecuvântat să fie numele Lui! Aceasta este Evanghelia, numai puțin și nu altfel. Aceasta este Evanghelia, în maniera aceasta. Și trebuie dat fiecărui eveniment din viața Domnului Iisus acea greutate pe care o dă Evanghelia.